Ceva ce nu s-a mai spus aici, fiind Fiul lui îl cunosc nu numai ca om, ci și ca părinte, a fost un părinte extraordinar. Deși am fost trei frați și numai el cu servici a căutat să nu ne lipsească nimic. Ne-a ținut pe toți trei în facultăți și nu s-a plâns niciodată. Secretul longevității lui este voința, credința în Dumnezeu și iubirea de oameni. El n-a știut niciodată să urască pe nimeni. Și a avut mereu o sete de cunoaștere, de a citi. Discutăm de câte ori ne întâlnim, să nu credeți că este părăsit. Fac o paranteză. A fost alegerea lui să vină aici. În altruismul lui ne-a declarat: copii, eu nu vreau să vă fiu o povară. Așa că am să încerc. A fost și sora lui aici și a avut unitate de comparație, a văzut că a fost foarte bine îngrijită sora lui și a venit să încerce 3-4 luni, încadrându-se perfect și văzând că aici nu îi lipsește nimic, are unde socializa, fiind o fire foarte sociabilă și prietenoasă. Buna dispoziție i-a fost iară un secret al vieții lui și din cauza aia a dorit să rămână aici. A declarat că vrea să vină până este în putere, știind că aici nu se primesc, cred că, persoane bolnave, și a spus: eu nu vreau să mă îngrijiți voi, să scoateți, mă scuzați, de sub mine. Vreau să rămâneți cu amintirea că v-am făcut toată viața cât am putut spre ușurare. De asemenea, nu mi-a fost numai ca un tată, am fost mereu prieten cu el. Îl luăm, știu, doamnele de aici, dar mai ales portarii, cu fiecare ocazie, eveniment în familie, de sărbători, de câte ori se poate, că tot îi drag de casa lui. Casa părintească încă nu s-a vândut, deși nu locuiește nimeni. Așa ca în melodia aceea. Vă mulțumesc tuturor celor care ați organizat acest eveniment și toți care îl dați atenție și îl prețuiți. Nu că este tatăl meu, dar îl prețuiți așa cum se cuvine, că puține persoane la 100 de ani mai sunt capabile de rațiunea lui și mai presus de toate de patriotismul lui. Nu facem aici mândrie și fală de șartă. Atâta suferă pentru țara asta ca mulți dintre noi. Și ca veteran de război, ăsta este visul lui neîmplinit. Mulțumesc încă o dată și vă doresc și dumneavoastră să ajungeți la vârsta lui.